Mă numesc Andrei Croitoru, realizez câteva episoade pe YouTube de analiză critică constructivă a unor predici, a unor idei, a unor filozofii, a unor cărți și așa mai departe. Și sunt un mare susținător al dialogului interconfesional. Cred că ceea ce auzim și intră în mintea noastră și în sufletul nostru este mai important decât ce intră în stomacul nostru. Și este important că atunci când auzim ceva care are de-a face cu sufletul nostru, să fim siguri că lucrul acela este de la Dumnezeu. Suntem suficient de familiarizați cu fenomenul vorbirii în alte limbi, cu fenomenul carismatic și chiar dacă nu ați interacționat direct, eu am o experiență suficient de lungă cu o interacțiune de aproape cu fenomenul carismatic și de aceea în episodul acesta vă invit la o analiză a argumentelor fratelui Lazăr Gog în sprijinul darului, rugăciunii și semnului vorbire în alte limbi. Deodată ce atât de multă lume vorbește despre semnul acesta, darul acesta, deodată ce o mare mișcare din plaja aceasta largă creștină folosește și pune un accent suficient de mare pe darul acesta al vorbirii în limbi, cred că este important să știm dacă el este biblic, dacă ceea ce se spune despre el este după Sfânta Scriptură. Vrem să analizăm argumentele rând pe rând. Primul aspect al vorbirii în alte limbi, ca rezultat al pogorârii Duhului Sfânt peste credincios, este vorbirea în altă limbă ca semn a botezului cu Duhul Sfânt, semn distinct al botezului cu Duhul Sfânt. Observați accentul pe care îl pune fratele Lazăr Gog pe expresia semn distinct al botezului cu Duhul Sfânt. Acum vă invit pe voi să citiți Evanghelia după Ioan, unde avem discursul Domnului Iisus cel mai larg despre venirea Duhului Sfânt și să vedeți că nu există absolut nicio mențiune a vorbirii în alte limbi. Avem apoi Luca, și ne interesează într-un mod special spre final, și Cartea Faptelor Apostolilor la început, care prezintă din nou profeția Domnului Iisus și promisiunea Lui de a trimite Duhul Sfânt și Domnul spune că semnul distinct al îmbrăcării cu putere de sus sau al botezului cu Duhul Sfânt, al umplerii cu Duhul Sfânt, al primirii Duhului Sfânt este că vom fi martori până la marginile pământului. Ăsta este semnul distinct. De ce mișcarea pentecostală și carismatică a făcut din vorbirea în limbi semn distinct? Nu pot să înțeleg, decât pot să spun că se bazează pe o exegeză greșită a narațiunilor din Faptele Apostolilor, așa cum voi încerca să demonstrez în continuare. Dar Biblia arată foarte clar. Domnul Iisus a spus că semnul distinct al pogorârii Duhului Sfânt este putere pentru mărturisire. Veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt și veți fi martori. Desigur, cineva se va întreba, prin asta scot din calcul vorbirea în alte limbi? Nu. Doar că atunci când discutați despre darul vorbirii în alte limbi din Cartea Faptelor Apostolilor, ar trebui să vă întrebați de ce Dumnezeu a intenționat, a plănuit, a lăsat ca să fie o vorbire în alte limbi. La Cincizecime, în Fapte, capitolul 10, unde Corneliu cu casa lui, prietenelui, și în Fapte, capitolul 19, unde sunt ucenicii lui Ioan. De ce de fiecare dată este un grup de oameni, este un grup distinct? Ce vrea Dumnezeu să arate prin faptul că se dă acest semn al vorbirii în alte limbi la mai multe grupuri de oameni, la grupuri diferite? Și ipoteza de la care pornești, premiza pe care cred că o pot demonstra cu textul biblic, este că Dumnezeu a vrut să arate incluziunea tuturor etniilor de pe pământ în Biserica Domnului Iisus Hristos. Lucru care și s-a întâmplat. Cartea Faptelor Apostolilor chiar pe pilonul acesta se construiește, pe Fapte 1,8, care spune veți fi martori până la marginile pământului, și toată Cartea Faptelor arată felul în care ucenicii au fost martori până la marginile pământului. Și semnul vorbirii în alte limbi a fost un semn că până la marginile pământului, toate națiile de până la marginile pământului sunt cuprinse în planul lui Dumnezeu, în biserică și sub toate binecuvântările pe care Dumnezeu le-a rânduit pentru poporul lui. Când vrei să vorbești astăzi în limbi, în primul rând ar trebui să vorbești o limbă cunoscută, ca în Faptele Apostolilor și, în al doilea rând, ar trebui să fie necesar ca să împlinești scopul acesta de a demonstra că toate etniile Pământului trebuie și sunt cuprinse în planul lui Dumnezeu de mântuire. Din câte știu eu, lucrurile astea s-au lămurit de vreo 2000 de ani și dacă vrei să vorbești în chineză, aș întreba care-i scopul în afară de cel biblic. A doua afirmație. Inițiativa o are Duhul Sfânt, iar... Foarte interesant. Inițiativa pentru botezul cu Duhul Sfânt urmat de vorbirea în limbi, de semnul vorbirii în limbi, inițiativa o are Duhul Sfânt. Dacă inițiativa o are Duhul Sfânt, de ce în stăruințele care se fac după Duhul Sfânt există indivizi care ajută pe candidați să primească Duhul Sfânt și să vorbească în limbi? Există indivizi care vorbesc la urechea lor în limbi. Mulți dintre ei spun, nu te mai gândi la nimic, nu mai vorbi în românește, dă-i drumul, vorbește în alte limbi, amplifică și sunt acolo într-un fel ca să-i ajute. Alții îi sfătuiesc pe candidați să repete un cuvânt, aleluia sau sânge sau putere, până primesc vorbirea în alte limbi. Desigur, nu găsiți în Biblie nicăieri metoda asta de primire a Duhului Sfânt sau a vorbirii în alte limbi și cu atât mai mult lucrul acesta arată că inițiatorul este Duhul Sfânt. Eu sunt total de acord cu dumnealui și încuvințez că inițiativa în botezul cu Duhul Sfânt o are Duhul Sfânt, dar în practică nu vedem lucrul ăsta și m-aș fi așteptat, mai ales că practica este foarte largă și răspândită, m-aș fi așteptat ca lucrul acesta să fie tratat în discuția aceasta. Alt lucru care se spune despre semnul vorbirii în alte limbi, cu care din nou sunt de acord și este important, este următorul. Iar conținutul acestei vorbiri în altă limbă este o laudă la adresa lui Dumnezeu, o înălțare a numelui lui Dumnezeu. Cu adevărat asta spune Scriptura, Fapte 2, îi auzind, spunând în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, Fapte 10, vorbeau în limbi și măreau pe Dumnezeu. Unii zic, Doamne, vrem să primim vorbirea în limbi ca să fie pentru o evangelizare, că, Doamne, cei mai mulți 99,9% din cazuri au dorit vorbirea în limbi nu ca să evangelizeze alte popoare străine, da? Dar Biblia arată foarte clar că rolul vorbirii în alte limbi a fost aceea de laudă și mărire a numelui lui Dumnezeu și foarte important de subliniat, acesta este conținutul vorbirii în alte limbi. Lauda la adresa lui Dumnezeu. Acesta este un semn al botezului cu Duhul Sfânt. Când inima ți se umple de bucurie și erupe înaintea lui Dumnezeu, în închinare, în laudă, în mărirea lui Dumnezeu. Da? O afirmație foarte importantă pe care trebuie să o ascultăm despre semnul vorbirii în alte limbi și care duce la o anumită confuzie este următoarea. Deci are loc în momentul botezului cu Duhul Sfânt și poate să fie urmată pe tot timpul vieții credinciosului în cuvintele pe care le-a primit atunci când a fost botezat cu Duhul Sfânt. Dacă semnul vorbirii în limbi poate să urmeze tot restul vieții, care este diferența atunci dintre semnul vorbirii în alte limbi și darul vorbirii în alte limbi? Pentru că în pentecostalism de obicei se face diferență între semn și dar și el face diferență la un moment dat între semn și dar, dar care mai e diferența dacă ambele țin toată viața? Care este diferența? O altă afirmație greșită și o vom analiza este următoarea. Semnul este rezultat al botezului cu Duhul Sfânt. Conținutul este laudă la adresa lui Dumnezeu, mărirea lui Dumnezeu. Inițiativa are Duhul Sfânt. Darul Duhului Sfânt, pe de altă parte, al vorbirii în altă limbă, are o dimensiune profetică. Pentru că cel ce are darul vorbirii în alte limbi, prin vorbirea aceasta în altă limbă, se revelează tainele lui Dumnezeu. Prima problemă, în cele mai multe cazuri din adunările în care se vorbește în limbi, nu se revelează tainele lui Dumnezeu. Asta este în general, trebuie să recunoaștem statistic, da? Cei care știm despre ce este vorba și am fost martori ani de zile al lucrul acesta, în general lucrul acesta nu este adevărat. Nu se revelează nicio taină a lui Dumnezeu. În al doilea rând există o dimensiune profetică și a semnului vorbirii în alte limbi și din nou distinția dintre semn și dar este pusă sub semnul întrebării, mai ales că la 50-ime oamenii îi auzeau vorbind în alte limbi ca semn, auzeau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Deci era o descoperire, o revelare a unor adevăruri a unor lucruri, lucrări, caracteristici, atribute ale lui Dumnezeu, care erau înălțate, erau lăudate. Deci dimensiunea profetică nu se vede doar în dar, ci se vede și în. Se vede și în semn. Următoarea afirmație, foarte gravă din punctul meu de vedere, este aceasta. Și atunci s-au ridicat frați și surori, păstori penticostali, păstori din denominații evanghelice, mai ales în România, sub presiunea dictaturii comuniste și mai ales datorită unei teologii deficiente, s-au ridicat oameni și au spus: vorbirea în altă limbă este interzisă în biserică, să nu se vorbească în alte limbi în biserică. Ceea ce este reglementat de Duhul Domnului, frați și surori, doamnelor și domnilor, este vorbirea în altă limbă ca dar a Duhului Sfânt. Exact, de asta au și reglementat, n-au reglementat datorită comunismul și unei teologii defectuoase, și datorită unei cărți scrise cu 2000 de ani, adică 1 Corinteni, care reglementează că atunci când este vorbirea în limbi tălmăcită să nu fie expusă în adunare. Și, în general, dacă îl pui la probă o vorbire în alte limbi la doi proroci, fiecare traduce cum vrea, deci vorbirea aia în alte limbi nu este autentică, fie proroci, ambii sunt mincinoși. Și decât să ajungi la momente penibile, mai bine nu o lași public în adunare. Azi nu are nicio treabă cu comunismul, are treabă cu Biblia, unde se reglementează lucrul acesta. Și apropo de reglementare, ni se mai spune... Înțeles? Este singurul aspect care este reglementat. Deci Dumnezeu nu interzice păstori din alte denominații. Este singurul aspect care este reglementat? Vă rog să citiți 1 Corinteni, capitolul 14. Nu interzice păstori din alte denominații, păstori penticostali care nu-și cunosc doctrina. Când vă spun că în biserică nu-i voie să te rogi în altă limbă, vorbesc probabil, să nu spun din ce carte, dar nu vorbesc din Biblie. Din 1 Corinteni 14 și 1 Corinteni 14 îi din Biblie. Acolo se interzice vorbirea în alte limbi care nu este tălmăcită și, repet, în... practică, nimeni nu are curajul să supună o vorbire în limbi la doi proroci diferiți, pentru că vor fi prorocii diferite. Și rezultatul este ori vorbirea în limbi falsă, ori prorocii sunt falși, ori și vorbirea în limbi și prorocii sunt falși. Următoarea afirmație identifică vorbirea în limbi nu ca semn, nu ca dar, ci ca rugăciune. Este cea de-a treia dimensiune a vorbirii în alte limbi în Biblie, pe care foarte puțini o cunosc, foarte puțini. Și anume, este vorbirea în altă limbă ca rugăciune prin Duhul Sfânt. Și nu trebuie confundată vorbirea în altă limbă ca semn a botezului cu Duhul Sfânt, vorbirea în altă limbă ca dar a Duhului Sfânt, cu vorbirea în altă limbă ca rugăciune prin Duhul Sfânt. Este interesant că Pavel, la diferență de foarte puține versete, amestecă cele trei elemente și chiar folosește termenul dar, termenul rugăciune și termenul semn în același pasaj pentru aceeași vorbire în alte limbi. Deci distinția aceasta pentru a face o teologie prin care să salvăm o practică, teologia aceasta este găunoasă și la propriu nu are temelie în textul biblic. Priviți 1 Corinteni 14, unde cei trei termeni sunt folosiți acolo. Care este conținutul rugăciunii în alte limbi? Să ascultăm. Conținutul vorbirii în altă limbă ca rugăciune prin Duhul Sfânt, conținutul este o mijlocire între tine și Dumnezeu. O mijlocire prin Duhul Domnului. Cum am spus, este o mijlocire pentru nevoia ta, pentru nevoile bisericii, pentru nevoile fraților. Vă rog să priviți 1 Corinteni 14, unde atunci când se vorbește despre rugăciunea în limbi, de fiecare dată se pomenește mulțumirea, nu mijlocirea, pentru nevoile tale, pentru frați sau pentru biserică. Nimic despre mijlocire. Și mă întreb de unde ai extras, fratele, lucrul ăsta. Vă spun de unde. Din tradiția doctrinală. Că atunci când vorbești în limbi, iei așa o poziție din asta de luptător și începi să mustri în limbi duhurile și să te lupți cu ele și să... Biblia nu spune așa ceva. Deci nu știu, poate sună interesant, dar Biblia nu spune așa ceva. Întrebarea ultimă care se pune este dacă ne formăm teologia după doctrina cultului, după mărturisirea cultului, după statutul cultului sau după Sfânta Scriptură. Asta este întrebarea ultimă. În text de 3 ori se folosește termenul mulțumire și deloc nu se arată mijlocirea. când se vorbește despre rugăciunea în alte limbi. De ce e necesară vorbirea asta în limbi? Ia auziți. Pe care diavolul o urăște așa de mult, de aceea a stropit și a mânjit atât de mult, a întinat așa de mult vorbirea în altă limbă, pentru că și credincioșii noștri de multe ori sunt confuși și nu știu ce cred și este trist lucrul acesta. Diavolul urăște vorbirea în alte limbi? De ce n-ar urâ diavolul, de exemplu, Evanghelia prin care oamenii sunt mântuiți și scoși din păcat? Unii spune Biblia că diavolul urăște vorbirea în alte limbi. Nu știu, diavolul urăște tot ce este sfânt și dumnezeiesc, tot ce este biblic, tot ce este de la Dumnezeu, dar nu văd necesar să accentueze lucrul ăsta în contextul ăsta, cum Biblia niciodată nu menționează lucrul ăsta, da? Și mai mult se spune că vorbirea în limbi e importantă în relație cu diavolul. De ce? Dar el vrea să împiedice vorbirea în altă limbă pentru că, știți ce? Când mijlocești prin Duhul Sfânt, rugăciunea prin Duhul Sfânt, diavolul nu pricepe ce spui. Și asta îl necăjește de moarte. Biblia nu spune așa ceva. Deci Biblia nu spune, în primul rând, să ne rugăm în limbi ca să nu ne înțeleagă diavolul. Nu spune asta. În al doilea rând, Pavel recomandă să mă rog și cu Duhul și cu mintea. Asta înseamnă că dacă mă rog cu mintea, diavolul va înțelege ce spun. Da? Pentru că verbalizez lucrul ăsta, nu că îmi citește gândurile. Și apoi dacă te uiți la exemplul Domnului Iisus, Domnul Iisus, când a fost întrebat cum să ne rugăm, El a lăsat o rugăciune pe care diavolul o poate înțelege. Și apropo, diavolul înțelege că ne rugăm împotriva lui. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Asta ne spune Scriptura. Niciunde nu ne spune Biblia să ne rugăm într-un mod ca să nu ne înțeleagă diavolul. Vreau să știu ce se roagă ca să pot să împiedic rugăciunea, să pot să împiedic binecuvântarea, să pot să împiedic intervenția lui Dumnezeu. Wow! Wow! Deci mai bine ar fi să nu ne rugăm deloc în limba română sau în engleză sau în altă limbă, pentru că diavolul înțelege și poate opri intervenția lui Dumnezeu. Nu știu, dacă mă uit cel puțin la cartea, eu văd pe Dumnezeu care, la propriu, ține în lesă pe diavolul și diavolul nu poate să facă decât ce îi permite Dumnezeu. Poate diavolul să scurcircuiteze rugăciunea mea care e făcută prin credință sinceră către Dumnezeu, eu care sunt copilul lui Dumnezeu, care sunt în Hristos, ascuns cu Hristos în Dumnezeu, eu care am de partea mea mijlocirea Fiului și a Duhului Sfânt. Ce doctrină e asta? Ce doctrină e asta? Deci, unde e relația mea cu Dumnezeu? Unde e puterea lui Dumnezeu, suveranitatea lui Dumnezeu? Și ultimul aspect, pentru că este o cerință biblică. Efeseni 6:18 spune, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Nici unde în Efeseni 6:18 rugăciunea prin Duhul Sfânt nu înseamnă vorbirea în limbi. Niciunde. Deci dacă îi dai cuiva, la 1.000.000 de oameni care nu au auzit de vorbirea în limbi, să citească Efeseni 6, nu o să ajungă nimeni la concluzia că acolo e vorba de vorbirea în limbi. Pentru că nu este vorba de vorbirea în alte limbi. Iuda 20. Dar voi, preiubiților, zidiți-vă pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Pentru că voi trebuie să vă... Corect. Prin călăuzirea Duhului Sfânt. Nu prin puterea Duhului Sfânt, dar nu prin vorbirea în alte limbi. Nu la asta se referă textul. În final, nu trageți concluzii pripite. Analizați argumentele care sunt aduse, puneți-le în fața Scripturii și să vedeți dacă ele pot sta în picioare. Și din punctul meu de vedere, cele mai multe dintre ele nu stau în picioare, ceea ce pune sub semnul întrebării nu doar teologia despre vorbirea asta în alte limbi, ci și practica foarte răspândită a vorbirii în alte limbi. Să nu vă fie teamă să puneți sub semnul întrebării niște lucruri de genul ăsta. Dumnezeu ne cere să cercetăm duhurile și să ne lipim mai tare de adevăr decât de tradiție sau de o experiență de-a noastră pe care trebuie să o justificăm cumva, nu? Domnul să ne dea lumină.